și faza din deja la sală. Am făcut chinge, am făcut presă și după ce ai umplut toată presa, ai zis că mai trebuie 50 de kg. Și l-ai pus pe Claudiu sus. Aia nu uit niciodată. Astăzi e de piept, dar o să facem tehnica CST. E un super antrenament super intens. Fratele Sever, care o să moară azi la piept. O să fie prima serie eficientă. Până acum am făcut 3 serii în care am căutat greutatea, care să fac maxim 10 repetări. Acum o să fie 4 serii, atât de 5 repetări cu pauză 10 secunde. La spate, fac așa și aici, ok. Perfect. Ce faci mai acolo? Chemical warfare, să mor eu. Să secrete, Bogdan. Vreți să arezi bine în viața asta? Mâncați pită cu untură. Zer. Say what? Vezi despre ce vorbeam. Hei! Hai, te-ai băgat pe comerț? Să poți de pandemie sau ce? Păi ești omul ăla din spatele cortinei care are de toate. Da, de ce se făceam la auto? Da, de nu se tăia. Bijniță, da. Păi, ăla ești tu? Da, sunt mai mare bijnițar din ATG-ul. Am găsit tricouri de basket, cu 150 de lei. 150 de lei original, dar nu mai are sală. Una bine. Da. Mulțumesc frumos! Luăm, dau și ne ducem la croitorie, știi? Numărat. Ce? Din două faci unul, nu? Sau cum? Mulțumesc. Așa, ce răstare. Putem fi samsari de tricouri. Să fim samsari de tricouri. Samsari? Dacă tot sunt samsari de mașini, care atunci mașini daună totală și le refac. A face bani. Face fain poză. Vedem acum.
Hello. Așa mă arătam acum 2 ani, fix. Așa arătam acum un an. Și totul a început cu ajutorul prietenii mei, Noemi, care mi-a făcut un plan alimentar. Și după aceea am început să mă duc la sală. Și am apelat la cunoștințele lui Florin din acest domeniu. Fiind ușor, 3 repetări. După aia are 3 normale. Aici câte kilograme avem anul 2 ani? 105. Anul trecut 105 și am 95. Le-am dat 10 kg pe an. Niciodată cred că n-am. E că numai când ne pun mai mic, e pe mine pun mai mult. În rest, s-o schimba așa, din 2014. Am fost invers proporțional. Păi chiar acum. N-au. Păi chiar acum. N-au, s-a zis rău. De care proteine mi-ai luat? Vanile sau ciocolată? Ciocolată. N-au. Plan alimentar, las pe ăla, nu schimb. La mea, e ok. Eu l-am pe vegan, ca și Bogdan. Am greu. Cât e fac la astea? 3 seri. 3? Ok. Pe abdomen. Pe abdomen. Faci abdomen. Cât e? Vede în față, nu acolo, pe tăință. Nu mai ai de ciclopie. Abdomen, vreau doar să fie abdomen și la. Păi cum s-o ținut așa cu sala închisă, gen, numai concurență cu Juriu? A fost, a fost, șansele meu au fost. Unde s-o ținut? Eu cred, nu. Cred, nu știu exact. Tu când de aici când se partici? Eu la aici. Te pregătești mult anul? Ce categorie? Nu știu, să vedem. Plus 90. Vedem în ce formă o să fie. La anul clasic s-o ținut? Da, dar la inițial altă federație în Europa. Nu aparține de prolii. Când vin cu tine, tot timpul îi se pare un antrenament foarte intens, dar într-adevăr simt cum lucră mușchii, simt tot timpul încordat și chiar pot să spun că e foarte eficient. Adică se simte diferența când mă duc și mă antrenez singur, poate fac un pic mai lejer. Da. Mai... Și trebuie să schimb stilul. O să încerc pe viitor să vin cu tine, să fim amândoi la sală. Dacă te ia. Dacă am loc, pentru că timpul tău e 120 de ani, probabil. Ce să zic? No. Mersi mult de antrenament. Mai că mea abdomen. Bine. Mă bun, hai să faci abdomen. Acesta a fost vlogul de azi, mi-a făcut piept. Și acum o să mai facem abdomen și ne vedem în următorul vlog. Pa și sărbători fericite în caz că nu mai postez nimica.